Altercații ar fi avut loc în noaptea de vineri spre sâmbătă în cartierul Gai. Stafurile de campanie ale candidatei ARE de la Camera Deputaților Claudia Boghicevici, respectiv ale candidatului USL Ovidiu Marian la funcția de senator, ar fi intrat în conflict, iar soțul Claudiei Boghicevici a fost bătut, ajungând la spital cu multiple leziuni. Problemele cu care se confruntă cel lovit sunt destul de grave. Victima se află încă internată în Spitalul Județean din Arad, cu multiple traumatisme la cap, la torace și la picioare. Cele două părți se acuză reciproc, unii de violențe, ceilalți de dezinformare. Alianța România Dreaptă este profund îngrijorată de escaladarea acestei campanii. S-a ajuns să ai soțul unei candidate în spital înseamnă un exces foarte mare al contracandidaților. Regretabil este că un om din Parlamentul României declară că persoana respectivă era beată și a căzut în șanț, iar analizele de la spital spun clar că nu a existat nicio alcoolemie și sunt vânătăi de la bătaia pe care a primit-o de la oamenii puși de acest om politic. Eu sper că ancheta să meargă corect în analiza ei. Mai mult de atât, vă pot spune că domnul Adi Țolea a primit un telefon de la senatorul României de Arad, unde, fiind confundat pe telefon, a cerut sprijin pentru un număr de oameni să meargă la bătaia de la Gai. Eram, nu știu, în jur de ora 9 și ceva. Eram împreună cu încă un băiețaș de un metru și un pic, un nepot de-al nostru. La un moment dat, Gai împărțea materiale prin poștă, materiale promoționale cu soțul meu, niște calendare și niște flyere. Și au venit o gașcă de, nu știu, de băieți, de șmecheri, de cartier, de nu știu. Și s-au luat de noi. Și la un moment dat a venit un domn pe care eu, într-adevăr, îl recunosc, beat și zăpăcit și a început să înjure și jos ponta și... Acum nu știu dacă... își susținea soția în felul ăsta. Și a început să incite băieții aceia ce erau, au început să tragă de geci, de noi, de dați-ne materialele. În final, evident că ne-am speriat. De-abia așteptam să ajungem la mașină. L-am sunat și eu pe soțul meu, că n-am știu ce să fac cu vlășganii aia în jurul nostru. Și ne-am dus. În final am plecat de acolo. Că era beat criță. Și a căzut ca prostul, că se îmbrânceau. Erau niște vlășgani, se îmbrânceau și ei erau puterea țării. Organele de ordine și liniște publică însă confirmă incidentul violent. Noi am primit o sesizare telefonică. Patrula de intervenții se afla pe strada Dunării, acolo unde avem amplasat un panou electoral. Colegii mei de polițiști locali s-au deplasat la locul sesizat în comunicarea respectivă, unde se găseau două grupuri de persoane aparținând unor formațiuni politice diferite, în mijlocul unui conflict. Patrula a intervenit, a fost sesizată și Poliția Națională și prin numărul de telefon de urgență 112 și urmează ca cei care au competență în domeniu să stabilească cu exactitate împrejurările incidentului. S-a depus o sesizare la Poliția Municipiului Arad, prin care victima susține că a fost agresată de către o persoană necunoscută, care i-ar fi aplicat mai multe lovituri. S-a constituit cooperativitate echipa de cercetare la fața locului și în acest moment polițiștii desfășoară activități pentru depistarea și tragerea la răspundere a agresorului. Rămâne de văzut în ce măsură incidentul se va lăsa cu dosare penale și nu în ultimul rând cum va afecta scorul electoral al celor două părți.